Conform deciziei adunării generale a acționarilor societății comerciale Suinprod Roman din luna aprilie, micii acționari vor primi pentru prima dată în ultimii 25 de ani dividende. Acest lucru se va face prin societatea RVM Consult Bacău. Pentru a putea obține aceste drepturi, cei 3500 de cuponiarzi vor trebui să trimită societății băcăoane o serie de date de identificare. Deci, societatea RVM Consult, chiar așa se traduce, registru de valori mobiliare. Este un registru independent și administrează baza de date a societăților cu care are contract. Și printre ele este și Suinprod. Baza de date în ceea ce privește acționariatul, adică acționarii societății. Și atunci, prin noi, se fac toate tranzacțiile, vânzările, cumpărările, dar numai la societățile de tip închis. Nu la alea de pe bursă. Da, cum este și Suinprodul de la Roman, da? Așa. Și atunci, pe bază de contract, Suinprodul a zis, noi nu ne complicăm să dăm dividendele, pentru că dumneavoastră aveți baza de date, dumneavoastră aveți tot ce vă trebuie acolo. Dacă aveți experiență, vă dăm bănuții în cont și procedați la distribuirea dividendelor. Societatea care gestionează registrul de evidență a acționarilor a înștiințat în scris posesorii de cupoane că trebuie să facă dovada identităților pentru a putea primi contravaloarea dividendelor prin poștă sau în cont bancar. Actualizați baza de date și atunci noi primul lucru care l-am făcut, am cerut actualizarea bazei de date. Prin recomandatele care le-am trimis, am cerut tuturor acționarilor existenți la societate să ne transmită prin orice metodă, acolo sunt trei, poștă, electronic, telefonic, cum se fax, cum se dorește, să ne transmită o copie după cartea de identitate. Asta înseamnă că ei și-au schimbat în timp buletinul, unii numele, unii adresele și atunci noi aducem la zi această bază de date. Și totodată le trimitem și dividende aferente acasă. Am înțeles că în adunarea generală din 22 aprilie anul acesta s-a hotărât distribuirea unor dividende către mici cuponarzi. Despre ce este vorba? Exact ce v-am zis. Bun, cam ce valoare au acestea? 3,06 lei pe o acțiune. Societatea Suinprod a fost înființată pe raza Comunei Tămășeni în anul 1974, fiind după Revoluție privatizată prin metoda MEBO de către compania Cosarom Pașcani. Obiectul principal de activitate al Suinprod este creșterea și îngrășarea porcilor în sistem de circuit închis. Ca activitate secundară, societatea produce și furaje concentrate. În ferma de la Suinprod se cresc 40.000 de capete de porci, societatea producând anual 5.800 de tone de carne în viu.